Luminează-ți mașina cu LED-urile, luminile ambientale și centurile colorate de la LogoLED. Link în descriere. Dar zi tu cum stai la volan, cu scaunul ăsta. Lasă asta, vin încoace să vezi. Avem scaunele aici, stânga-dreapta. Ăsta, da, șeptal. Acum chiar se simte ca un seria 7 adevărat. Ole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 
place, se îndoaie de la jumate, Dani îi place, asta da. Dani, se mai pare la fel de brutală mașina. Auzi, și mahonul ăsta, ești nebun la cap, ce lucește. Hei, salutare, m-am făcut și ne-am găsit la un nou vlog. E un vlog din la special, deoarece fraților am găsit interior pentru seria 7 și am găsit interior de seria 7 pentru seria 7. Mai exact, am găsit un interior complet din piele în lapă, adică două scaune confort față și o banchetă electrică cu încălzire pe spate, tot la fel din piele în lapă. Până să ajungem la nou interior, haide să extragem în timp real și câștigătorul la noul giveaway organizat împreună cu băieții de la Logolet. Am dat copy-paste la toate comentariile puse de voi în clipul cu Skoda VRS, s-au extras toate comentariile, 277 la număr, și acum haideți să extragem în timp real. Iar câștigătorul este ALEEX Barajos C. Pentru mai multe giveaway-uri și cadouri, urmăriți pe băieții la Logoled pe pagina lor de TikTok, aflată în descriere. Vizionare plăcută! Nu știu câți dintre voi știți, dar noi, asta e interiorul nostru la așteptar. Avem interiorul electric, care e puțin rupt aici, într-adevăr. Așa am luat noi mașina, e pielea mai tare așa, Dakota, cu memorii, cu toate nebunile pe ea. Singura problemă la interiorul ăsta este că nu are încălzire în scaune. Deci pur și simplu el are funcția pe bagheta acolo de încălzire, adică avem butoanele, doar că aceste scaune nu au încălzire. 100% mașina a avut alte scaune pe ea și fost proprietar a pus niște scaune fără încălzire. Ideea este că noi vrem să punem exact ca pe E39. Avem acolo E39, nu știu, nu se văd exact scaunele. Piele în apa și în partea din față, cu scaunele confort, cele care se îndoaie la jumate, electrice, cu încălzire. Iar în partea din spate, după cum puteți să vedeți, bancheta noastră nu arată foarte bine, e puțin uzată, tot la fel din piele, exact cum sunt scaunele din față. Nu avem cup holder aici, E38 are cup holder și va avea cup holder. Ce pot să vă spun? Trebuie să schimbăm acum tot interiorul. Plus că bancheta noastră nu are reglajele electrice aici, pentru tetiere. Urmează să schimbăm total interiorul ăsta, dar până atunci, vedeți și voi acum că avem opritorul la ușă, nu mai vine ușa peste noi, și avem și chederul schimbat aici la geam, pentru că era tot timpul căscat și se auzea și era la vânt tot timpul când mergeam cu mașina asta. Acum eu zic că urmează interiorul la deșteptar adevărat. Pentru că seria 7 fără scaune de seria 7 nu e seria 7. Și sincer să vă spun, scaunele alea care sunt rupte la jumătate chiar fac diferența. Ne 39 că mă urc tot timpul, este ceva fenomenal. Haideți să luăm și un call star frumos. Bine mai pornește, fraților. Cel mai bun Samsung. Mașini din Germania. Alo, da? E serios, da? Aoleu, o să-i scadă glicemia lui șeful. Șeful. Ce-i Gianino? Am aflat, șeful. Ce e, Genino, călmează-te, n-ai dormit bine azi noapte? Șeful, am dormit bine, șeful, vorbesc de car vertical. Ce-i cu car vertical? Au aflat de mașinile noastre, am dat kilometri înapoi. Acolo vezi toți kilometri dați înapoi, șeful. Vezi toate daunile, șeful, ne prind. Făi, Genino, eu nu te cred. Mâinile astea unse cu toate alifiile care au dat kilometri înapoi n-au cum să fie găsite vreodată. Șeful, cu mâinile tale unse cu alifiile, ți-arăt eu online pe aici. Uite, uite, pe car vertical. Uite, asta e mașina, te-am vândut-o noi săptămâna trecută, șeful, a plecat din curtea noastră, șeful. Car vertical este o platformă online care îți arată specificațiile tehnice ale mașinii, daunele anterioare și, cel mai important,
istoricul kilometrilor. Pentru a evita o țeapă, nu uita că ai 20% reducere pe car vertical accesând linkul din descriere sau folosind codul MERITĂ. Vizionare plăcută! Eu zic că am făcut destul de multe lucruri. Avem sistemul de navigație pe care l-am pus. Mașina n-a avut treaba asta. I-am pus și clima digitală din nou. Mașina n-a avut treaba asta. Urmează și interiorul. La fel să-l schimbăm. Mașina n-a avut treaba asta. În mare parte facem și interiorul ăsta să fie exact de serie așteaptă. Ce o să urmeze? O să urmeze să facem și plafonul ăsta, pentru că nu-mi place deloc cum e făcut. E dintr-un burete, dar n-are burete. E foarte, foarte prost făcut. Trebuie să vă obțin și astea, pentru că nu-ți vopsite cum trebuie. Și lucra albe din spate. Mai sunt câteva chestii la interior, dar oricum, 100% cu scaunele noi, se va schimba toată treaba. Să uitați și voi ce textură are pielea asta. E destul de tare, nu pot spune că mai e moale pielea asta. Să vedeți după aceea ce vom pune noi, pentru că o să fie next level. Am venit să spălăm și noi puțin mașina, pentru că după ce am dat ceramică și polish, e o plăcere despre mașina acum. Și acestea vor fi noile noastre scaune din față, piele în apă, exact cum vedeți voi aici. Singurul defect pe care l-are aici scaunul e jălitura asta. Nu știu dacă face focus. Avem jălitura asta aici, dar nu e adâncă și cred că se poate repara. O să reparăm acum în clipul de astăzi. Cam așa arată scaunele. Mi se par destul de bine, după părerea mea, ținând cont că au 30 de ani. Și să vă arăt și bancheta din spate. Și bancheta din spate cam așa arată, la fel piele în apa. Avem reglajele aici. Nu face asta focus greu. Bine, mașina asta are și frigider în spate, nu o să luăm și frigiderul, că asta e cât jumătate din mașină. Și cam așa arată și partea din spate scaunele. Cel mai important este faptul că este de NFL și avem tot la fel aceleași mufe, deci nu va trebui să mai facem improvizații la partea electrică. Și scaunul pasagerului cam așa arată. De adevăr, pielea asta în apa, textura ei, că e super moale, face diferența. Haideți să vedeți pentru ultima dată interiorul nostru, din piele normală. Mulți de voi ați putea spune că arată mult mai bine acest interior. Într-adevăr, după cum v-am spus, pielea în apa face mai multe cute, dar credeți-mă, nu se compară la confort. Asta zici că sunt de piatră scaunele astea. Acelea sunt super moi. Și în primul rând nu avem reglajul acela care îndoaie scaunele la jumătate. Oricum, cu un detailing scaunele alea pe care le vom lua noi și cu o întreținere bună, eu zic că vor ieși la lumină. Uite că am găsit și niște variante de confort care nu sunt din piele napa. Puteți vedea și voi textura cum arată. Mă, nu-ți rele nici asta, sincer să spun. Acum stând în ele, chiar nu sunt rele deloc. Problema e că nu știu, dacă nu te-mi place mie textura asta, așa pare mai bine, a fost mai ieftină. Și dacă toate seria 7, zic și eu să avem și aici scaune, dacă nu sunt contur, măcar confort, pielea în apă. Fă și noi interiorul ăsta, să vedeți și voi cum arată. Avem scaunele aici, stânga-dreapta, și avem acest șezut în spate cu toată instalația electrică pe care trebuie să facem în viitor să funcționeze și cu tetierele electrice și cu partea de încălzire. Mai trebuie câteva chestii, dar le facem noi ușor. Bă, scaunul ăsta chiar arată foarte bine. Ăla acolo trebuie puțin luat așa la atenție, dar urmează în vlogul de astăzi să le rezolvăm. Deci astăzi rezolvăm tot interiorul cu recondiționat și cu montaj pe mașină. Ultima modificare, mi-ai mâncat zilele. Bine, trebuie să punem și jantele și după aceea. Oricum, la jante o să fie jale, pentru că prețin că acolo în spate, cu jantele alea pe care le-am luat noi, o să fie o mică, mare problemă. Câte motorașe poate să aibă scaunul ăsta, avem plasă cu încălzire, asta scoastă. Mari va fi super încântat de treaba asta. Tot timpul spunea, bă, ți-a dat șeptar fără încălzire. Acum vor avea această dotare scaunele astea. După aceea să lipim, asta să fie complet lipită de scaun. Și după aceea să le punem pe mașina noastră. Trebuie să le punem și noi pe mașină, să vedem și noi dacă se schimbă poziția. La 5 ani, când am pus scaunele astea de la Recaro la scaunele confort, a fost o diferență imensă. S-a schimbat toată mașina. Cred că și acum cu șeptarul nostru o să devină un șeptar adevărat. Băi, fraților, am montat partea din spate, avem spătarul montat. Urmează să montăm scaunele din față, am mai sperat puțin acolo în față. O să montăm scaunele din față și apoi ultima parte va fi șezutul. Ok, de noi la prima încercare, trebuie să insisti. Am dat, nu știu frate, E39 și E38 au avut probleme cu suporții de pahare. Sunt prea complicați, frate, și ineficienți.
pică totul din el. Fraților, am pus scaunul aici frumos. Hai să punem contactul, să vedem dacă merge încălzirea în scaune. Se mai oprește, nu se mai oprește, e bine. Și aici la pasager. Am pornit mașina și vedem acum dacă se încălzește sau nu interiorul ăsta. Op, așa, ia să vedem. Mamă, trebuie neapărat un detail din aer, că nu a arătat foarte bine. Bă, dar e altă senzație. Dăm acum un test drive, ia să vedem dacă sunt ok. Cu încălzire în scaune cu tot. E altceva, frate. Chiar e altceva. Am plecat la drum. Mamă, frate, ăsta da șeptal. Acum chiar se simte ca un seria 7 adevărat. Scaunurile astea și cu încălzire, cu tot ce trebuie. Și bancheta aia pe spate și scaunul ăsta. Genial se simte. Mamă, tetiera asta mi se pare cea mai tare chestie. Deci e singura tetieră la singurele scaune în care poți sta așa, frumos, relaxat, să conduci. Și când stai pe fotoliu. Frate, știi fotoliu? Băi, fraților, haideți că a venit momentul adevărului. Trebuie să-și dea Madi cu... Nu e Madi, e pentru cine? Ține un pic. Trebuie să-și dea Madi. Trebuie să-și dea Madi cu părerea despre noul nostru interior, pentru că Madi nu l-a văzut. Și să vom face și un mic test așa în mers, să vedem dacă e pe placul lui Madi. Are încălzire? Are încălzire, are și în altă parte încălzire, dar o să-l vezi acum. Hai, are... ia intră tu la volan aici frumos. Are în altă parte încălzire? Are, are. Mai iubită, mă, ia să vedem, Madi, ce părere ai tu de... Place! Mamă, ce fină e pielea asta! De mult mai fină, nu? Da, da. Ai grijă că asta se zgârie foarte, foarte ușor. Mi-am pus poșetuța acolo jos. Piele în apa, că e moale. Okay. Ne place, se îndoaie de la zumate, dar ne place. Asta da. Îmi place. Îmi place foarte mult acest interior, dar sigur au încălzire, da? Da, au încălzire. O să-l testăm acum la test drive. Da, știi ce observ eu? O să leacă cam, cred că trebuie șterse, că ori sprăfuite. Da, au niște dungulițe pe aici, ar trebui să le mai facem. Uite, aici cel puțin văd că eu leacă zgâriat ăsta al tău. Da. A, asta e că ai pus și în spate. Am pus și în spate, adevăr. Am uitat de bancheta din spate. Dar zi tu cum stai la volan cu scaunul. Bus, lasă asta, vin încoace să vezi. Stai două secunde, că am și foala asta în mână. Mamă, avem cup holder în spate. Da, bă, o să avem și cup holder și în spate și mai trebuie ceva, pentru că bancheta asta pe care o vezi tu aici, da, are și... încălzire, ne mai trebuie panoul ăsta plus panoul ăsta negru. Cine are panoul ăsta negru aici pentru climatronic? DM în, pe Instagram. Da, da, zic cum stai la volan, ia zic cum stai în el. Păi așa aș vrea și eu să conduc seria 7-le astea, chiar dacă editam mai mașina. Dar îmi place, e foarte confortabil. Mă simt ca N39, știi că tot timpul mă plângeam când mă urcam în mașina asta, că erau scaunele alea țepeni, așa. Mama, acum e super moale, mă scufund. Într-adevăr, se vede și super bine. Hai să dăm un test drive cu el, să vedem cum se simte. Da. Madi merge astăzi la vopsi, deci astăzi este pentru prima dată, ultima dată, de fapt, când o vedeți. Așa. Așa, lăsați în comentarii ce culoare se face Madi, se face roșcată, brunetă, cum se face? Spune, le zici din prima. Auzi, încă o chestie, cum facem noi test drive dacă eu nu pot să fac test drive când am permis? Păi facă test drive-ul. Fraților, ne-am pus noi în mișcare. Și vreau să aud părerea ta, Madi, despre noile scaune. Cum stai pe ele? Sunt foarte confortabil, stau perfect de așa. Exact asta e poziția pe care ar trebui să aibă orice șofer. Orice șeptar. Da. Știi că mereu scaunele alea sunt așa în spate, dar tu vrei să vezi în față și trebuie să stii singur gâtul. Da. Așa e. Deci visam la momentul ăsta în care o stau așa frumos, relaxat în șeptarul meu, cu capul așa pe tetieră. Că mulți de voi mi-a spus că, MTB-ule, că mută tetiera aia, pune-o mai... la scaunele vechi, pune mai sus, mai jos, n-ai să-i faci, fratele meu, deci trebuie scaunele astea ca să fie perfect la nivelul capului. Dar o chestie în minus, Madi, ia să spui tu mie, dacă se mai pare la fel de brutală mașina. Nu prea. Nu mai e la fel de brutală, nu? Ori nu e datul ca lumea. Nu, mă, nu mai e la fel de brutală. Deci dacă numai... înainte aveai scaunele alea și dădea așa cu capul de tetiera, exact, așa cum ai susținerea. Aveai spațiul ăla în spate care când dădeam șpanete, pur și simplu te arunca cu capul și nu mai aveai o tetieră în spate care să țină capul. Acum nu mai, acum e un șeptar din ăla confortabil, parcă nu-i mai gândesc mai mult tare. Băi, stai așa aici, dăm drumul la încălzire să vedem dacă funcționează. Funcționează, credem că am probat eu și chiar încălzește super tare. Dar știi că și la E39 mi se pare că scaunul tău se încălzește mai repede decât scaunul meu. Păi după valoare. Oh, oleo. Scuzați, trebuie să oprim clipul aici. Ia să-l dăm puțin sunet. Ia.
fenomenal. Se încălzește scaunelul. Nu. Da. Bagă uizul repede să nu dăm de CTT. L-avem băgat uizul aici să nu dăm de CTT. Da, fraților, o lăsăm pe Madi la vopsit, apoi noi revenim, ne facem în București ca să facem curat în mașină. Vreau să aștept toată pielea, să luăm niște produse la Pro Detailing, o să vi le prezint pe fiecare în parte, produsele pe care le vom folosi pentru curățarea pielii. Avem niște locuri de vopsit, vom vopsi câteva locuri, deci avem de lucrat la interiorul ăsta și dacă mulți dintre voi veți spune, domne, că găseam alt interior, te-ai grăbit la interiorul ăsta, credeți-mă, e greu să găsești un interior confort, piele în apa, cu banchetă încălzită, care momentan nu e încălzită pentru că nu avem switch-ul acolo, avem toată instalația, tot ce ține de banchetă electrică, dar nu avem acel panou, e destul de greu să găsești tot ansamblul ăsta dintr-o bucată. Hai și mai căutăm ceva, căutăm trimurile astea, dacă aveți trimuri de astea. Ăsta central, tot. Ăsta central, dar vedeți că sunt cu două butoane, așa să fie butoanele astea late. Mi interesează culoarea asta așa, maroniu închis. Cred că merge și cu buton mic și mare. Așa am că merge și cu buton mic și mare, că poți să faci trecerea la butoane mari la butoane mici. Ce călduț e la șale! Wow! Mi-era dor! A few moments later. Băi, fraților, după cum v-am spus, astăzi ne apucăm de curățat interiorul, deoarece am luat interiorul acesta și n-am apucat să curățăm. Madi l-a văzut așa cum e el brut. Și nu știu dacă a fost la fel de încântată precum o să fie în momentul în care o să o luăm de la vopsit cu nou interior gata curățat. Aici avem o ceramică pentru jante. Jantele sunt deja pe mașină, credeți-mă, sunt niște jante geniale. Dar nu o să le vedeți astăzi, să le vedeți în vlogul următor. Și dacă sunteți interesați cu ce produse vom curăța astăzi, avem în primul rând un curățător de la Ghion de piele. O chestie foarte bună. L-am luat de la Pro Detailing, băieții sunt super profi, deci dacă vreți să luați soluții de îngrijire interioare, nu știu, exterior, jante, orice, îi recomand pe cei de la Pro Detailing. Avem această soluție pe care o vom aplica cu acest burete și vom freca toate suprafețele pielii. A ieșit ceva murdărie din scaunul de la șofer, deoarece am făcut o mică corecție acolo. O să vă las și vă o poză să vedeți cum arăta scaunul și să vedeți după aceea cum arată după ce l-am refăcut noi. Sper că apreciați că ne ocupăm și noi de mașină, pentru că, sincer, e foarte interesant să poți să-ți faci lucruri la mașină. Hai să dăm bătaie. Vom începe prima dată cu curățarea scaunului și apoi cu această parte abrazivă, mie nu e foarte abrazivă, vom începe să ștergem. Toată mișcarea trebuie să fie cumva în răspăr pentru a putea lua mizeria cât mai bine. Scaunul ăsta de la pasagerii puțin mai lucios decât cel de la șofer. Sper totul să fie doar din cauza faptului că e plin de grăsime. Deoarece mai este cealaltă variantă, varianta în care pur și simplu scaunul a fost revopsit și nu este match la culoare, adică asta va fi tot timpul puțin mai lucios. După ce am curățat foarte bine, vom șterge cu această lavetă de interior și vom trece la soluția numărul 2, adică această soluție pentru hidratarea pielii. Tot la fel, soluția arată de la Pro Detailing, vreți să vedeți și voi cum arată, cam așa arată recipientul. Dacă vreți să vă luați și voi, puteți să găsiți la Pro Detailing toate produsele noastre de astăzi. Din câte am văzut, după ce am aplicat pe scaunul din dreapta, îl lasă foarte, foarte moale. Noi având o piele în apa, așa ar trebui să fie pielea aceasta, foarte, foarte moale. Spre deosebire de pielea Dakota, care e mult mai tare. Și de aceea am ales eu acest tip de interior, chiar dacă pielea în apa face mult mai multe cute. Și poate spune voi, băi, mă, te beau, dar tot interior care are cute, se vede uzat. Da, dar e super moale și eu asta am căutat, pentru că la E39 avem tot la fel piele în apa și arată, se simte într-un mare, mare fel. Aplicăm frumos soluția. Hai să punem așa, 4. Vom începe să întindem. Hidratează pielea, devine din ce în ce mai moale, se simte cum se moaie. Apoi la final vom șterge din nou cu laveta noastră pentru a elimina surplusul de soluție. Frecăm cu spor aici la scaunul la șofer, pentru că ăsta e cel mai important, ăsta e scaunul mafiotului principal și fix ăsta să fie cel mai curat. Ia să vedem să ia vopseaua. Băi, pare că nu se ia vopseaua în locul unde am vopsit data trecută. Și apoi o să aplicăm din nou vopseaua de piele. O vopsea pe care am luat-o de la Horba, cred. Nu cred că e cea mai bună vopsea, sincer, pentru că la 30 ceva de lei nu am prea mari așteptări la ea.
Gata, fraților, am făcut și noi tot ce ține de piele de curățare și de hidratare. Acum avem acest colț care, bă, sincer, nu prea se mai vede atât de, de rău. Unde va trebui cu această cârpă și, și cu această soluție, de fapt este o vopsea de piele, să facem un mic retuș. Hai să vedem cum facem treaba asta. Super rapid și apoi o să dăm și pe chedere. Avem o soluție de chedere de la Pro Detailing și avem și o soluție pentru plasticele interioare. Tot la fel vom face totul astăzi. 3, 2, 1. Încerc să dau cât mai uniform ca apoi să pot să întind toată treaba asta. E cu uscare rapidă, adică în 2-3 minute e totul super uscat. Mi-e puțin peste mână partea asta. Da, e ok. Mă, tot se mai vede puțin zgâietura asta, dar foarte, foarte puțin. Nu cred că am cum să scot eu chiar tot din zgâietura asta. Oricum, o mai lați încă o dată poate să vedeți diferența. E mult, mult mai bine. Am făcut testul cu vopseaua asta, m-am îmbrăcat și în alb. Și, sincer, n-am vrut să se ia pe haine. A fost și cald afară. Deci eu zic că vopseaua asta chiar își face treaba foarte bine. Am mâncat și noi rapid și acum ne apucăm de chedere puțin. Avem din nou aici o soluție de la Next Z pentru chedere. Hai, face și un focus pe ea. Bun, cam așa arată. Și hai să-i dăm bătaie să vedem. A, ce mișto, se aplică foarte, foarte. Adică pur și simplu prin presare, apoi prin întindere poți să-ți faci chederele din nou ca noi. Ideea este că noi am avut și o problemă cu chederul de la ușă. A trebuit să-l schimbăm și acum, sincer să fiu, parcă aș vrea să am grijă de el mai bine. Soluția pentru bord, tot la fel de la Next Z. Vreți să vedeți cum arată ambalajul. De la Pro Detailing, vă aici Safety Cleans All Interiors Plastic Surface. Deci pentru suprafețele din plastic. Și hai să vedem, să luăm cu... Mamă, ce alune, cât scaunul ăsta acum e super clean și miroase foarte bine, așa, de toate soluțiile astea chiar miroase într-un mare fel. Ce efect are. Avem lavetele tot la fel la Pro Detailing. Și ia să vedem cum las suprafața. Băi, ești nebun la cap. Nu știu dacă vedeți voi cum curăță. Nu cred că se vede foarte, foarte bine, dar ia că încerc eu să vă arăt. Puteți să vedeți că până undeva pe aici este curățat și în partea cealaltă nu este. Vedeți acea dungă din tratare. Ideea este că nu lasă suprafața lucioasă, adică nu e un silicon de la de bord, e o soluție care lasă totul mat și asta îmi place foarte mult, pentru că nu mai e la modă să ai interiorul super lucios. Bă, dar oricum, sincer, e o plăcere să ai timp să-ți cureți propria ta mașină. Chiar e o plăcere. Și cred că o să mai fac timp de acum încolo, pentru că până acum toate lucrurile pe care le făceam la mașină erau făcute de alții. Acum parcă totuși am început și eu să am plăcerea asta de a face lucruri la mașina mea. Și parcă nu, și ai o altă satisfacție. Chiar dacă iese, chiar dacă nu iese, chiar dacă strici ceva, parcă e altă satisfacție. Uite și mahonul ăsta, ești nebun la cap, ce lucește. Da, frate. Lucru. Am terminat și eu interiorul, cât de cât, cam așa arată toată partea de interior. Nou interior, curățat, frumos. Lăsați-vă în comentarii dacă se vede o diferență, mai ales bordul ăsta. După soluția pe care am dat-o de la Pro Detailing, chiar arată într-un mare, mare fel. Bancheta din spate, cam așa arată. S-a schimbat total. Poate să vopsesc partea din mijloc într-o culoare mai închisă, pentru că se vede puțin griul acela și nu vreau să se mai vadă în viitor, dar momentan nu mă supără foarte tare. Cam așa arată și cotiera, consola centrală care trebuie schimbată. Dacă aveți mahonul ăsta cu două butoane, îl căutăm. Partea asta unde am reparat și am vopsit
Cam așa arată. Nu știu cum să vă spun, dar în interior s-a schimbat total toată atmosfera. Miroase mult mai bine. Pe tot ce pui mâna e așa super fin la atingere și are așa un feeling foarte, foarte fain. Scaunul ăsta din dreapta arată genial. Proiectorul 38 merge în continuare. Jantele au venit deja, sunt pe mașină, probabil voi nu l-ați văzut. Sper că nu l-ați văzut. Credeți-mă, au schimbat toată mașina pe exterior. Dacă interiorul ăsta a schimbat total toată mașina, puteți să vedeți și voi cum arată toată nebunia asta de interior, cu scaune, cu banchete încălzite. Băi, bine, încă nu funcționează bancheta încălzită, dar nu e problemă, o facem și pe asta să meargă. Poate viitoare am fost merită toți banii, stați până la final. Nu este finalul, pentru că vreau să vă arăt și pe Mari cum arată cu noua frizură, cu noua vopsea în cap. Voi trebuie să dați like, share, subscribe și până la următorul clip, stați geana, că urmează ceva bombă de tot. Ia Mari, hai scoate capul afară, doar capul, da? What the fuck, man? What the fuck, ce schimbare! E schimbare totală, frate! What the fuck? Ce s-a rușit la față? Nu plânge! E ciudat! Nu plânge, Diana! E ciudat să te văd așa! Dar mai blond nu mergea? Nu! Ciudat, zici că ai 10 ani în plus! Nu e adevărat! Zici că, zici că am renăscut? Am! Zici că așa m-a făcut mama! Dați-o și voi în comentarii dacă vă place sau nu, nu știu ce să zic. Chiar nu știu ce să zic. Care bombiță, sunt foarte frumoasă. Trebuie să nu se vadă geantul de acolo, că sunt foarte frumoasă, cum să mi-e. Să las oamenii în comentarii. Pare foarte bine.